Poliția Câmpina, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul de Ambulanță, a demarat campania Când și cum să apelăm 112. Această campanie se desfășoară în toate unitățile de învățământ din municipiu și are ca scop informarea corectă a elevilor asupra utilizării numărului de urgență 112. Totodată, copiii au putut vedea mașinile din dotarea echipajelor de intervenție. Detașamentul de pompieri Câmpina este special destinat pentru stingerea incendiilor. Pentru a ne desfășura treaba în bune condiții, avem nevoie de niște autospeciale. Aceste autospeciale trebuie echipate cu servanți, cu echipaj special destinat. Porta este foarte mare, este pentru chiar, nu pentru unele sau ceva. Am vrut să facem un pic o demonstrație ca să vedeți dumneavoastră. O ambulanță cu toate dotările necesare le-a fost prezentată elevilor, dar li s-a vorbit și despre importanța apelării 112 și primului ajutor. Vedeți un om căzut în stradă, chiar și în familia voastră, ați sunat la 112. Important e de știut să vedeți, să dați date cât mai multe. În primul rând, nu încercați să-l mișcați. Dacă omul ăla a căzut jos, înseamnă că are o problemă, da? Voi ridicându-l, vrând să-l ajutați, mai rău îi faceți. Înțelegeți? Și mașina cu radar a poliției rutiere a fost o noutate pentru cei mici. Aceasta este camera video, aici avem camera, da, da. Iar aici avem suplimentar o antenă, acela este de fapt antena radar. Deci el poate detecta viteza de circulație a autovehiculelor în ambele sensuri, atât de pe loc cât și din mișcare. Stochează aceste imagini într-un hard disk. Și oricând poate fi folosit ca probă pentru conducători auto. Da? Nu oprește în spate, vine roșu, oprește autoturismul, roșu, vedeți, ambele semafoare, ocolește și pătrunde pe roșu în intersecție printre pietoni. Și mie când trebuie să sună unul, nu te rog. Păi... apelez? Când, oricând? Nu, când este o situație de urgență. Am înțeles. Și dintre mașinile prezentate, care ți-a plăcut cel mai mult și de ce? Pompierii. De ce? Mi-a plăcut cum a izbucnit apa în aer. Ai mai văzut vreodată o mașină așa de aproape? Nu. Când avem nevoie de ajutor, mi s-a sunat la 112. Și mașinile pe care le-ai văzut, care te-ai văzut? Ambulanța. De ce? Pentru că are o dotare foarte bună și ne poate ajuta la multe. A fost foarte interesant de aparatura arătată și am rămas cu câteva lucruri foarte bine. Au fost și impresionați de mașinile? Da, utilarea lor, au fost foarte încântați de utilarea acestora și de modul în care mi s-a prezentat aceste mașini. Elevii au învățat că 112 se apelează doar în situații de urgență, pentru că o glumă poate risca viața al cuiva care are într-adevăr nevoie de aceste echipaje. Campania a continuat la școlile Alexandru Ioan Cuza și școala HDU.